Bună ziua și bine am revenit cu Flop Online cu exerciții de matematică. Așa este. Bine ne vedem, dragilor. Iată că, așa cum v-am promis, începând de săptămâna asta, de la ora 5 și jumătate, începem lecția pentru început cu vaci de capitolare. Putem trece în revistă metodele de rezolvare a problemelor. O să vedeți voi interesant. Prima lecție o să vedeți cum o începem să o desfășurăm. Așadar, de la 5 jumate până la 7 facem așa, după aceea la 7 la 8 jumate e clasa a 7-a și la 8 jumate la 10 clasa a 11-a. Așa, ăsta va fi programul. Pornim la treabă că nu-i timp de pierdut. La 45 de minute o să încercăm să oprim fișierul, da? Da. Cum să nu? Te uiți tu ca să fie de treaba. Da. Hai să vă amintesc un lucru. Deci recapitulare, da? Când avem două numere, pentru două numere, am învățat în clasele a treia, parcă și așa, să găsim alte două, numit cât și rest, nu? Bunoară pentru 7 și pentru 2. Pentru 7 și pentru 2. Rezultă că există, ăsta este simbolul există, scris deasupra, există, așa să-l folosim în matematică, așa îl vom folosi, simbolul există. Alte două numere, cât? Pentru 7 și 2 există 3, nu? Și 1. 3 și 1. Așa încât 7 egal cu 3 ori 2 plus 1. Da? Pentru două numere luate, 7 și 2, de împărțit și împărțitor, deci ăsta e de împărțitul și ăsta e împărțitorul, există imediat de găsim alte două numere, numit câtul împărțirii și restul, da? Încât de împărțitul, iată, de împărțitul, da? De împărțitul este egal cu cine? Egal, de împărțitul egal cu cine? 3 ori 2. Așa, adică, adică cine este 3? Câtul. Așa. Ori împărțitul, da? Restul. Așa, da. Mai copil. Plus restul. Deci de împărțitul egal cu câtul ori împărțitorul plus restul. Povestea noastră este să găsim câtul și restul. Când ni se dau două numere. Da? Ori asta o facem prin algoritmul ăsta de împărțire, pe care știm foarte ușor de făcut, da? Ia să vedem. Pentru 327 și ăsta e de împărțitul și pentru câtul 15, da? Să vedem cum găsim cine este, nu câtul împărțitorul, împărțitorul 15, cum găsim câtul și restul. Cum îl găsim? Are cineva o idee? Zi, Daria. Păi, împărțim. Facem împărțire, efectiv, am învățat, sigur că da. 327 îl împărțim la 15. Lucrează Daria și te și vorbește. Lucrează pe caiet și vorbești, nu la tablă. Te uiți pe caietelul tău și vorbești, nu te mai uiți la tablă. Eu înțeleg ce spui tu. Păi, de câte ori intră în 15, în 32? De câte ori intră? De două ori. Așa, de două ori, da? Da. Deci 2 ori 15. Am luat două cifre, știți bine, nu? Din cauza da. Că și ne dă 30 și 32 minus 32, 2. Coborâm pe 7 și 27 împărțit la 15, împărțit la 15. Cât? Ionuț? 27 la 15. 27 la 15 e 1. 1, bravo. 1. 1 ori 15, 15. Rămânem cu 12. Da, deci restul este 12. Restul 12. Așa. Deci am mai am ce coborâm? Mai am o cifră? Mai am coborâm. Am terminat. Da. E bun, are restul ăsta? Da.
Bun. Da. Dacă ar fi fost mai mult de 15, ar fi fost bine? Deci dacă ne-ar fi dat 17 la rest aici, ar fi fost bine? De ce? Nu. De ce n-ar fi fost bine? Deci de ce trebuie? Dacă ne dădea 17. Corect. Dacă ne-aș dădea 17, chiar așa am să spus. Ne-am fi verificat și am fi făcut 327. 7 egal cu 15 ori 21 și plus 17. Să știi că așa e bine, așa este. Dar totuși e corect să rămână un rest mai mare decât împărțitorul? Nu. Nu. De ce? Nu. Asta e povestea. Pentru că restul este cel mai mic decât împărțitorul. Este mai mic decât împărțitorul. Pentru că aici ar fi mărit încă o dată. Ar fi mărit. Nu am fi spus o singură dată, ci spuneam de două ori. Deci măream încă. Mi se întâmplă foarte des la împărțire. Restul poate fi și egal cu împărțitorul. Poate nu. Nu. Restul nu poate să fie egal cu împărțitorul. Este strict mai mic decât împărțitorul. Deci e strict mai mică, dacă e egal cu împărțitorul, mai merge odată. Da? Deci nu niciodată. Notați, observații. Observații. Observați. Observați. Foarte important. Da? Observații. Restul este mai mic. Restul e strict mai mic. Uite așa, da? Asta e simbolul mai mic. Vă știți? Împărțitorul. Deci restul e strict mai mic decât împărțitorul. Adică dacă împărțitorul e 15, restul poate să fie maxim 14. Asta. Niciodată 15. Niciodată 15. Și nici cum peste 15. Oh, oh, oh. Nici vorbă. Da? Deci, neapărat restul este mai mic strict decât împărțitorul. Hai să mai luăm... Să mai conduci tu acum, da? Dă tu două numere care vrei. Unde împărțiți și împărțitor. Și mă conduci să facem împărțirea. Te rog. 499 împărțit la 7. Și cu 7, da? Și pe 7. Hai, mai las cu 2 cifre. Hai, zi mai mult, zi din două cifre. 17. 17, da. Dacă era 7, era chiar ușor. Ei, hai să vedem. Ăsta e de împărțitul. Ăsta este împărțitorul, nu? Da. Și acum pe noi trebuie să vedem, noi trebuie să reușim să găsim câtul și restul. Te rog, Ionuț. 499. 17. Bine. Împărțit la 17. Egal cu. Este egal cu. 49 se cuprinde în 17 de... 17. 17. În 49 se cuprinde de 2 ori. Corect. De 2 ori, nu? Merge pe 2. Corect, 2. Nu-i nimic. Da. Dacă am fi mai mult, vedem. Și 2 ori 17 este egal cu 34. Bravo. Deci foarte repede, zici 2 ori 7, 14, 2 ori 1, 2 și 1, 3. Da. 34, 49 da? Minus 34 este egal cu 15. Corect. Așa, 15 deodată, 4 din 9, 5, 3 din 4, 1, așa e bine. 15 împărțit la 17 este egal cu 0. Nu deci înseamnă că am pus bine 2 ori. Nu trebuia să spunem de 3 ori. Atenție, Ionuț! Aici sunt foarte încântat că restul împărțirii e mai mic decât, împărțitorul. Da? Restul împărțirii mai mic decât împărțitorul. Dacă mi-ar fi dat 17, ar mergeam de 3 ori. Dacă ar da 18, neapărat de 3 ori. Dacă dăream 19, încă o dată mergeam, da? Deci, neapărat, aici trebuie să fii foarte atent. Acum, fiindcă mi-a dat un rest mai mic decât împărțitorul, sunt foarte încântat. Foarte încântat. Și urmează să cobor cealaltă cifră, nu? Da. Așa. Coborăm pe 9. Îl coborăm pe 9. 150. Aici este ca o greșeală de reori. Hai că să o spunem. Să și înregistrează. Și are și emoții. Prima ședință, da, domnul profesor Curinar. Este prea greșeală că ai zis 17 în 15 de 0 ori. Și tu, în felul ăsta, ai uitat că trebuie să cobori cifra următoare. Din clipa în care ai văzut restul că e bun, deci ai văzut că restul e bun, e 15 mai mic decât împărțitorul, trebuie să cobori obligatoriu ca să continue algoritmul de împărțire. Cifra următoare, da? Și 159 împărțit la 17 este egal cu... 159?
Este egal cu 9. 9. Merg pe mâna ta. 9, da? Începem. Nu contează, hai să vedem. Dar nu trebuie. Stăm într-un dialog aici. Vedem ce facem noi aici. 9 ori 7. 7 ori 9. 7 ori 9 este egal cu 63. Da, 3. 3 scriem, 6 reținem. 9 ori 1 este egal cu 9 și cu 6 reținem 15. Bine. Oh, bine. Ne-am dus foarte bine. Foarte bine, din prima, domn profesor. Chiar mai mult, fii atent de șmecherie, când restul e foarte aproape de împărțitor. Atenție aici. Când restul e foarte aproape de împărțitor, se coboră cifra următoare, trebuie să te gândești că mergi de un număr aproape maxim cu putință. Maxim cu putință e 9. Mai mult de 9 nu putem să gândim. Corect. Deci de aceea venim din vârf. 9, 8. Da? Aici. Deci așa am de înțeles. Sigur că tu poți să analizezi cu atenție, spui așa mai. 159, 160. Exact. Aproximativ. 160, aici ar fi cam aproape 20. De 8 ori, dar nu e aproape 20, e încă 17, deci mă duc pe 9. Deci ai foarte multe chestii pe care tu le vezi și le analizezi când spui de câte ori merge, da? Da. Da? Deci nu se spune la întâmplare, de 2 ori. Spui de 2 ori, fără să spui, fără să analizezi. Nu. Atunci, perzi mult timp până când faci tot felul de încercări. Bun, de 9 ori. Da, de ce scădem, profesor. Este egal cu 6. 6. Ionuț? E bun restul 6? Restul este mai mic decât împărțitorul. E bine. Și nu avem ce coborâi, da. E bine, domn profesor. Am fost alte două numere. Și acum, hai să scrim proba, nu? Cum ar fi? De împărțitul 499 este egal cu împărțitorul. Este egal cu... Tu scrii și pe cățel. 499 e egal cu cât, Ionuț? Că tu ai pe caietel, la fața ta. 499 este egal cu 29. Bun, da. Și 29, ori? Ori 17. Bravo. Da. Plus 6. Bravo. 6. Asta e teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Zice și aici, teorema? Da, deci asta. Da, da. Împărțirii cu rest. Cu rest. Pentru că în urma împărțirii a apărut un rest, da? Atenție, copii! Câtul 29 și restul 6, prin această tehnică de împărțire, se găsește în mod unic. Adică nu există pericol să am alte variante, un alt cât și un alt rest. Da? Încă observați-mă, dați-vă. Câtul și restul împărțirii, câtul și restul împărțirii, câtul, câtul și restul împărțirii, câtul și restul împărțirii sunt unic determinate. Și sublinem, sunt unic determinate. Adică nu mai există o altă pereche. Adică doar acele pe care le-am găsit noi. Sunt unic determinate. Câtul și restul împărțirii sunt unic determinate. Așa. Ștefania, te rog și pe tine. Ia-ți o pereche de două numere. 20. Mare, Ștefania. 378. Da. Te-am ajutat eu. Da, și? Și împărțit la? 14. Uite, are 14. A 14. Cine conduce, domn profesor? Ștefania? Da. La tot și pe Ștefania. Da. 14, 37 de 2 ori. 2 ori 4. Da. 2 ori 8. Corect. 37 minus 28. 9. 9, sigur. 9 ori 8. Așa. 14, 98. Da. 14, 98. De? 5 ori. Merge pe 5, da? Da. Altcineva vrea mai mult sau mai puțin? Zi, eu nu. Păi, n-ar fi. Cam cum am gândit?
Ea a zis de 5 ori. Păi am putea să... 7 sau 6, nu știu, tu ai merge mai mult, da? 7. Prin 7. De ce te-ai gândit la 7? De ce chiar așa de mult ai urcat? Ia de zice de 7 ori. Tu de câte ori, Daria, îi merge? Tu de câte ori ai merge, Daria? Zi un număr. 7. De 7, da? Tot de 7 ori. Care a fost motivul? Să mi explice de ce voi ați urcat. Te rog, eu nu, de ce te-ai gândit la 7 ori, de 7 ori? 7 ori 4? Păi, pentru că 7 ori 4 este egal cu 28. Așa. Și 9 minus 2, 7. La 10, zice el, rămâne. Așa. La 10. Bun. Deci tu te-ai gândit de 7 ori, pentru că la 10 te înmulțești cu 10, 70, se apropii de 90. Da. Da. Iar de 5 ori, 5 ori 1, 5, 50 ori 4, 20, ar fi fost prea puțin, nu? Ar fi fost 70. El a sărit 6 sau 7, deodată a zis el 6 sau 7 și ne-am oprit la 7, ați avut suficiente motive să spuneți că mai bine merge cu 7. Și ce surpriză mare este, Ionuț, 7 ori 4, 28, 7 ori 7. Și cu 2? Și cu 2? Nu, se împarte exact. Formidabil, nu avem rest. Nu avem rest. Dar ai avut inspirații să spui la 14? Pentru că s-a împărțit exact. S-a împărțit exact. Acum cum ar fi să scriem? Cum ar fi să scriem? Cum teorema împărțirii cu rest acum scrisă? 378 egal cu? Păi 378 este egal cu... Mai repede asta aici. Cu 14 ori 27. Așa, cum și restul? Plus 0. Păi mă scuzați, nu mai avem rest. Dar punem 0. Îl punem așa ca să atragem atenție, da. Nu are niciun rost. Dar de data asta ați văzut că restul este 0 și înseamnă că rămâne așa cum ai spus tu, Daria, este 14 ori 27. Da? 14 ori 27. Dacă mulțim pe 14 cu 27, sigur ne dă 378. Ei, o chestie foarte tare, acum vă spun. Când se întâmplă un astfel de fenomen, deci când se întâmplă o astfel de situație ca la împărțire restul să fie zero, înseamnă că împărțitorul ăsta, care a asigurat împărțirea exactă, îl numim într-un fel. Se va numi divizor. Notați, observați, iarăși foarte tare. Notați așa. Treia observație. Observația numărul 3, da. Da? A fost aceea că restul totdeauna mi-a ridicat împărțitorul. Deci mai ziceți odată, domn profesor, cum ați fascinat. Deci cum? Când se întâmplă să avem baftă, să fie un moment de ăsta fericit. Și nu avem rest? Și nu avem rest. Împărțitorul cum se... Ce împărțitorul, e? Cum se numește? Cum se numește? Divizor. Divizor. Da. Împărțitorul se numește divizor. Da? Ia scrie asta. Ia scrie chestia asta. Deci, scriem. Ce să zicem? Cum îți spune? Cum să zicem? Atunci când la o împărțire nu avem rest. Da? Deci când restul este 0, hai să zicem. Da, ca să fie mai simplu. Da. Când restul este egal cu 0, împărțitorul se numește divizor. Împărțitorul se numește divizor a numărului respectiv, al lui 378. Mm-hmm. Da? Împărțitorul se numește divizor. Și subliniem și acest lucru. Adică divizor îl subliniem. Da, se numește divizor. Acest lucru este foarte important. Se numește divizor. Hai să împărțim pe 378 la 27. 378. Nu mai ridicăm. Să împărțim la 27. Egal cu. Faci tu împărțirea, da? Da. Păi o mai facem, Daria? Ionuț, Ștefania, o mai facem? Nu! Păi ia uitați-vă. Deci să nu fac mai sunt. Păi pentru că e deja... Cât o să dai? Cât o să dai? Crește cu 13. Nu, nu observați în față. Lăsăm, lăsăm ușor. Nu forțe mâna. Deci, hai să facem, dar asta e situația. Deci pe cine? Trebuie să împărțim pe 378 la 27, da? Hai. Zi, Dani. Zi, Dani. 27 în 37. De câte ori merge? Una
dată. O dată, sigur că da. Zi 1, 27, 27, tragem minus, da, scădem 10, domnule. Scădem 10. Coborâm pe 8. Coborâm pe 8, 100, împărțirea 27. Cred că merge de... Asta e o problemă când urmează. Să analizăm cu atenție. Să analizăm cu atenție. 6. De 6 ori, da? De 6, da. Bun, mergeți pe mâna ei. 6 ori 7. 6 ori 7, 42. 2 și... și... 6 ori 2 și 4 reținem. Da. 6 ori 2, 12. Da. Plus 4, 16. Wow, 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 wow. Oh my gosh. Păi cum să scad? Vezi, am depășit. Dar când tu te-ai gândit la 6, mi-a trebuit 6 ori 2, 12, și depășești tu pe 10. Da? 6. Deci vezi? E cam mare 6. Aici ne-am făcut o analiză superficială, când exact. Este de 6 ori. Da? Deci tu mai înainte am discutat împreună. Și am spus așa. Când încercăm să vedem de câte ori s-ar cuprinde, deci e 100 aproximativ, aici e 27, aproape de 30, cam într-o 130, de 3 ori și ceva, aproape de 4 ori aș merge eu. Deci eu nici cum de 6 ori. 8, 4, da. Dar nici cum de 6 ori. Că ne dă 90 și... Ai văzut cât mi-a dat? 16 și 100... Da? Din 162. 162, foarte mult e 100, nu? Aha. Da? Ok. Deci hai ne să scadem 108. Schimbăm în 4 și ne dă 90 și... 47. 28. 47, Daria? 47, 28. 8 scriem, 2 reține. 4 ori 2? 4 ori 2, 8. 8 și cu 2? 10. 10. Oh! Extraordinar. Extraordinar, domnul profesor. Împărțirea s-a făcut exact. No. Mai înainte am făcut împărțirea la 14 și ne-a dat 27. Și acum am făcut împărțirea la 27 și ne-a dat 14. Mai merita să facem noi împărțirea asta. Vedeți că nu v-ați prins, de ce v-am atras atenția? Aici, vedeți? Acum rând așa. Deci ce rost mai avea să facem, da? Fiindcă voi mi-ați invitat să muncim, eu am fost de acord. Domnul profesor, asta înseamnă că 27 ăsta e un divizor și el, la rândul lui... Asta e povestea. A numărului 378? Exact. Pentru că n-a dat rest? Exact. Deci, wow. Deci 378 acum îl are deodată pe 14, dar și pe 27. Păi în clipa în care astea două mulțite fac așa, oricare din ei este divizor. Oricare din ei. Da? Deci noutatea este că atunci când faci împărțirea, și împărțirea se face exact la un număr, deci la un anumit împărțitor, ăla devine divizor, dar și cât devine divizor. Normal. Oare să mai aibă și alt divizor, domnul profesor? Aici e problema. Asta e. Da. Cum îl găsim? Ia să vedem. Deci pentru, hai să zicem, divizorului 378. Uitați-vă cum se scrie. Nu. Uite cum se scrie. Divizorii numărului 378. Scrie și tu, te rog. Divizorului 378 ar fi... Sunt. Și facem o acoladă. Următorii. Îi punem într-o acoladă în mulțime. Ați mai vorbit de mulțime, n-ați vorbit cu ei. Da? Mulțimea se notează așa, se pune între acolade, două, și aici se pune elementele mulțimei. Să vedem câte ori fi. Dacă eu zic mulțimea formată din Ionuț și cu Daria, trebuie să spun așa. Ionuț și Daria. Și Daria. Câte elemente are mulțimea? Da. Dar puneți-o și pe Stefania, domnul profesor. Sigur că da. Trei. Dar am vrut să spun, mă opresc. La cei doi deodată, sigur că o punem și pe Daria și atunci... Și pe Ștefania. Ștefania și avem vedem... trei elemente. Bun. Oare 378 ăstea ori avea și alt divizor, domnul profesor? Aici e problema. Putea să aibă de la 27 să urcăm la 28? Hai să vedem, hai să vedem. Nu, merg pe mâna ta cu toate propunerile. Eu spun că da. Da. Ne apucăm de lucru. Ne apucăm de lucru, bine? Dar hai să luăm așa ușor. Deci ce divizor punem până în clipa asta? Pe 14? Că l-am găsit. Și da, pe 27, da? 14 și 27. Vor mai fi și alții. Ce facem acum? Ar fi foarte... Eu cred că sunt și alții, domnule. Mai sunt? Da. Eu zic că 378 ăsta sunt poate și la 1. Tot exact.
Da, dar... Cât dă dacă îl împărțim la 1 copii? 378. Deci dacă s-a împărțit exact și nu de rest? Ce înseamnă? Înseamnă că 1 și 378 poate să fie divizor? Da. Ha! Deci, practic... Dar orice număr are ca divizor pe 1 și pe el însuși. Ceea ce eu sunt divizori improprii. Asta era. Divizori improprii. Bravo! Corect. Corect. Iată că Ștefania atacă bine problema și spune dacă orice număr până la 5 îl are pe 1 și pe 5, da. Da. Că sunt 4 la 5 și la 1. Dar 17 îl are pe 1 și pe 17? Da. 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 Deci toate numerele au ca divizor pe 1 și pe el însuși și așa se numesc divizori improprii. Divizori improprii. Scrieți. La observație? Da. O altă observație. Divizori improprii. De la capăt, așa frumos. Divizori improprii și subliniez. Divizori improprii. Pentru numărul care l-am luat noi. 378, domnul. 378 sunt... Sunt? Cât, cine am zis, Daria și Ionut? Că am văzut că Ștefania știe. Care sunt divizori improprii? 378 și 1. Bravo, Ionut. Deci numărul și 1. Și 1. Întotdeauna. Care era... sunt divizorii improprii, Daria, ale 15? Zic-o. Daria, improprii. Divizori improprii. Da. 15 și 1. Bravo, uite, Ionut s-a priceput. 1, întotdeauna 1, Daria, și numărul însuși, despre care vorbim. Da. Da? 1 și 15. 15. Ce să vedem, Daria, al 27? 27 și 1. Bravo. 71. Da. Deci e foarte ușor. Foarte simplu. Mai pentru, deci divizorii improprii pentru 15 sunt 1 și 15. Pentru... pentru ce? Pentru, n-ai născut 15. Pentru 15, da? Da. Bine. Hai să ne întoarcem la problema noastră, că aș vrea să-i găsesc pe toți. Aoleu, domnul profesor, cum facem? Aici e problema. Deci la numărul care l-am avut noi? 378. 378. Da. L-ați găsit pe 1 pe 7. Divizorii, hai să zic așa, divizorii lui 378. Divizorii lui 378. Egal cu... Îi punem și pe cei proprii și pe cei improprii, nu? Toți la un pe loc. Pe toți îi punem la un loc. Deci 1. M-am gândit că ar putea să fie 3. Imediat vedem. Imediat analizăm. Dar să-i punem pe cei care am găsit până în momentul de față. Care i-am găsit? 1. Trebuie să fie într-o ordine, domnul profesor? Nu, da, 14. Nu pot. Să-i punem pe cei improprii, ca să scăpăm zi. Improprii întâi, 378. 378. Așa. Ăștia 2. Da, după aceea... După care l-am găsit pe 14. Și pe 27. Și pe 27. Și să vedem câți vor mai fi și pe care... Pe toți vreau să-i găsesc. Absolut pe toți. Dar credeți că mai sunt, domnul profesor? Da. Daria, zice și 3. Ia să gândești la 3. Daria, dacă ai dreptate, n-am decât să împart la 3 și dacă împărțirea se face exact, gata sunt. E divizor. Ia să vedem. Ia să vedem, domnul. 378. 378 și împărțim la 3. Daria, nu Daria, Ștefania, te rog, mă ajuți? 3 în 3 odată. Da. Recovărăm 3 în 7. Da. De două ori. Da. 2 ori 7, 5. Nu, 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6. Se rămâne 1, cobărăm pe 8, 3 în 18, de 6. 6 ori 3, 18. Wow! Și ăștia 2, domnul profesor. Deci, atât 3 cât și 126. Atât 3 cât și 126. Perfect! Așa a zis și cât și. Da? Da. Deci punem 3-ul și 126. Wow! Da. Nu, profesor, dar la 2 oare sunt parte, dar eu o sărit de la 1 la 3, dar dacă și la 2? Păi... Stați puțin, să facem, uite, așa mai repede. Cum? Să vedem. Păi 2 ca pe o dată, apoi și la 2. De ce nu și la 2? De ce crezi tu și la 2? Hai pentru că îl dăm în jumătate. Se poate da în jumătate? Da. 378, cât facem în jumătate? Păi 139. Nu cred, ia. 378, împărțit la 2 deodată, dacă deodată, voi, așa. Dacă voi faceți chestii de astea așa, eu nu, nu faci? Nu îndrăznești? Eu nu cred. Nu crezi că se împarte la 2, nu? Nu crezi. Nu crezi.
Hai să-l facem. 378. Muncim. Împărțim la 2. Egal cu. Cine să lucreze? Să vedem tu ce crezi, se împarte la 2? Nu se împarte. Nu-i nimic. Haide să muncim, domnule. Nu crezi, nu? Și deci ai avea motiv să crezi. Da. Ia uite-te tu un pic la el. 378. Eu cred. Tu crezi? Eu cred. Pentru că 8 e cifra unităților în număr par, domnule. Îmi pare rău, eu nu cred. Tu nu crezi? Eu cred 100%. Și eu la fel. Da. Eu nu știu voi de asta. Să împărțim, nu? Acum rămân. 2 împărțit... 3 împărțit la 2. 3 împărțit la 2. Da, zi eu nu. 3 împărțit la 2 este egal cu 1, 2, 2. Scădem? 1. 1, coborăm. 3 minus 2, 1, îl coborăm pe 7. 17 împărțit la 2 este egal cu 8. Da. 8 ori 2, 16. Da. 17 minus 16 este egal cu 1. Da. Îl coborăm pe 8, 18. Împărțit la 2 este egal cu 9. Bravo. Și 9 ori 2 este egal cu... Wow! Daria, n-ai avut dreptate. I-am spus bravo. Că smergă. Bravo! Bravo, Ionuț! Deci, nu vrei să crezi tu asta, da? Iată, Ștefania, tu cred că aveai motive să spui foarte tare. De ce sunt parte sigur la 2? Pentru că ultima cifră este 8 și 8 se împarte la 2. Deci când ultima bagă cifră cap, este... Număr par? Un număr par. Adică... 0, 2, 4... 0, 2, 4, 6 și 8 se împarte la 2. Dar de ce mă întrebi? Și care e șmecheria? Deja știi că se împarte la ultimul număr. La ultima cifră. La ultima cifră. Hai să descoperim. Și ultima cifră ar fi... 378, cum se scrie? 378. Poate fi este scris de nou. 370 plus 8. Corect. Da. Corect? Da. Și acum împărțim la 2. 370 se împarte la 2. Corect. Și 8 se împarte. Și problema rămâne a lui 8. De aceea, problema care se pune este să ne uităm numai la ultima cifră. Deci noi ne uităm la ultima cifră, la divizibilitatea la 2. Deci când eu nu ți-a zis foarte tare și Ștefania a punctat și a spus, dacă ultima cifră este 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 și 8, gata sigur se împarte la 2. Pentru că în fața aici cifrele cu zecile cu zecile și sutele se împart la doi acolo, da? Da. Și rămâne numai problema asta. Și trei cum s-a împărțit? Ai, ce este? Sutele cum s-au împărțit, mama? Este foarte tare. De ce? Ne găsim și o regulă la 3? Asta mă întreb tu, da? Da. Deci la 2 putem să notăm regula asta? Da. Notăm. Da. Iată o altă observație. Foarte important, dar 5 a 4, a 4, a 4, da, a 4. Da, un număr se împarte la 2, deci un număr se împarte la 2, se divide mai bine spus, da? Un număr se divide prin 2, că divide înseamnă fără rest. Adică se împarte exact la 2. Se împarte exact. Ca să nu spun se împarte exact, zic se divide. Atunci am prins chestia asta, da? Formulare. Deci un număr se divide prin 2 dacă ultima cifră este... Cine știe? Este? Dacă ultima cifră este par. Bravo! Da. Ultima cifră este par. Și în paranteză puteți spune. 0. 0, 2, 4, 6, 8. Da? Dacă ultima cifră este par. Eu aș mai crede că și 5 se întâmplă. Dar să-i trecem și pe ăștia care i-am găsit, domn profesor, 289. Sigur că da. Eu deja am trecut. Da, uitați-vă. Aoleu, dar cât am găsit deja? 2 și cât? 189. 189. Păi oare la 4 s-o împărțit, domn profesor? Dacă îi luăm la rând, la 9, la 1, la 2, la 3, oare la 4 s-o împărțit? Acum eu mă gândesc și eu am zis 5. Da, ți-ai zis 5, trebuie să-l luăm la rând. La 4, de ce să nu luăm la 4? Exact. Dacă se împarte și la 4. Pentru că... Să încercăm și la 4. Deci... Repede, pentru 378. Eu fac. Da.
378. Cine conduce, domn profesor? Eu, Daria. Așa. Împărțit la 4, egal 1. Hai. Ok, deci... Nu, ok, zi mai repede. 37 împărțit la 4. 37 împărțit la 4, 8. 8 ori 4. 32. Uh-huh. Ce rest rămâne? Și rămâne 5. 5, păi 5 poate să fie... Coborâm pe 8. Hei, hello! Cum poate să rămână restul 5 mai mare decât împărțitorul? Tu așa ai zis, domn profesor, așa a scris. Și eu scriu... Dar eu nu ți-l postez. Hai. Eu nu știu, nu-l lași așa, că n-ai văzut restul e 5. Ai zis, stai, cum împărțim la 4 și restul e 5? Nu se poate. Trebuie să fie, mă, merge încă... 9. De 9 ori. 9 ori 4? Hai, nu la figură. 9 ori 4, 36. Vezi? 9 ori 4, 36, domn profesor, corect. Deci, vedeți ce s-a întâmplat? Da, voi a spus de 8 ori, ai spus Daria. Da, 8 ori 4, 32 și a rămas... Am mers, dacă n-ai văzut restul, imediat te super. Și zic, stai, domnul profesor, mai merge odată. Mai urcăm aici, nu de 8 ori, ci de 9 ori. De 9 ori, 9 ori 4, 36. 36, și ne dă 1. Coborâm pe 8. 18 împărțit la 4. 18 împărțit la 4. 18 împărțit la 4. 4 ori cât se fac aproape 18? 4 ori 5. Ori 5. 4 ori 5. 4 ori 5. Aoleu, e mai mare. Am greșit, domn profesor. 4 ori 4. 4 ori 4. Bravo, eu nu. 4 ori 4 egal cu 16. Dar rest nu e bun. Ha! Ura. Vedeți? Dar rest? Și asta înseamnă că nu s-a împărțit la 4. Asta înseamnă că nu e un divizor. Nu este un divizor 4. Eu am spus. Deci în clipa în care am rămâne rest, acela nu-l putem lua ca divizor. Am înțeles, domnul profesor. Da? Păi la 5... Dar aici aș vrea să mă insist la 4 ăsta. Poate găsim și o regulă. Dar la 5... Aș vrea să vă atrag atenția. Dau un număr așa. 532. Așa. Eu spun că asta se poate la 4. Să vedem. Noi nu vă credem. Nu mă credeți. Nu. Să vedem, domnul profesor. Eu aș cred. Așa că ești o drăguță, nu? Da. Ca să te întâlnim cu profesor. Nu. Hai să vedem. Ce bai? Se poate. Pentru că m-am calculat repede și m-am gândit că 4 dintr-o dată, apoi am făcut 13 împărțit la 4 care mi-a dat 3 și apoi 12 și apoi 1, 12 și apoi din nou 3. 133. Ai dus împărțirea aceea... Da. Și mai ales... Și mai ales dar, că 4 s-ar împărți la 2. Deci se împarte ăsta, da? Da. Dar 712, eu zic și ăsta se împarte. Stați puțin. La 4? La 4, da, la 4. Da, 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 da. Eu zic că se împarte la 4. Ce voi zice? Eu spun că nu se împarte. Deci, merg? Zici că nu? Eu spun că nu. Stefania, tu ce părere? Se împarte! Hai, de ce nu ai făcut o împărțire? Cât a dat? Nu se împarte. Păi... 100 cât? Spune să scrie domnul profesor. Da, 100... Dar e? Păi, intră o dată în 4, apoi e 31 împărțit la 4. 4 intr-o în 7, deci... Da, 4 intr-o dată în 7. 31... Așa, și 31... 178. 7. 7 ori 4, 28, 3, 32, 8. 178. Domn profesor, nu de zi. Tu așa repede le faci, tu zici așa, ca să fii împotriva lui Daria. Da. Când zici Daria, da, tu zici nu. Da. Hai să vedem. Totuși o șmecherie. Și eu cred, domn profesor, că prea le ghiciți așa. Da. Eu mai dau încă un sfert, dacă voi vă duceți. Dacă aveți dreptate. Să spunem așa. 900. 7916. Merge. Și asta se poate. Stați. De ce motiv? Stați puțin, că nu plecați nicăieri. Da. Așa. Deci și asta se poate la... Stați puțin. Eu mă chinui acum. Și dumneavoastră mă bateți la cap. Mă te bat la cap. Stați. Da, stau. La 4 a zis, domnul profesor. La 4. Domnul profesor, dar cum le ghiciți dumneavoastră?
Pentru că... Pentru că am calculat. Nu. Păi, care ar fi motivul? Uitați-vă! Eu m-am prins de profesor, după aceea dau și eu exemple, să știți. Acum, poți să dai, da? Da. Yes! Okay. Și Dau și eu. Nu! Da. Faceți concurență? Da! 1979, da? Da. Stai că se împarte la 4, da? Stați puțin. Ce părere aveți acum? Nu, nu se împarte. Noi, mămicile, zicem că nu, domnul profesor. Eu știți ce spun eu? Ia să văd. Eu spun că nu. Stați puțin. Daria? Daria? Nu, că facem spectacol, Daria. Nu, nu suntem la apicultură. Corect. Suntem la oară în matematică. Nu, deci vezi că domnul profesor nu calculează. Deci este un secret. Domnul profesor încearcă să... Acum vreau să vă atrag atenția ușor. Să înțelegeți că am o șmecherie când dau numere. Nu le dau la întâmplare. Da? Da. Dacă aș fi să zic așa, 1000, nu, numai 500, am să iau numărul de ăsta de aici. 532 s-a împărțit la 4, da. Da? Hai să încerc așa, 500, ce zice, sunt 4 la 4? Da. Da. Ia să luăm, 500 sunt 4 la 4. 4 în 5, 125. Bravo, face 100. Da. Și el a gândit foarte rapid, a zis 500, 100 o luată deoparte, 100 aceea împărțită în 4, 25 și 125. Deci, atenție cu Daria. Are viteză, foarte faină, îmi place. Da, deci astea sunt lucrurile care trebuie, copiii care fac chestii de acestea, ei câștigă. Corect. Da? La viteză. Ei au prins. Păi 500 ce înseamnă? 100 se împarte la 4? Perfect. Dar 4 se împarte la 4? 100. Și suta cealaltă 25, 125. Terminat exercițiul, da? 125. Bravo, Ion. Da. Dar 900 se împarte la 4? Da. Da, egal cu 225. 225. Cu 800 se împarte la 4, 200. 225. Bravo, Ion. 225. Foarte bine, Ion. 1300 deci se împarte la 4? 1300 se împarte la 4? 1300. Da, se împarte. Cât dă? 325. 300 e 3 ori 4. 325. 325, da? Bingo. Da? Deci face 325. 1700 se împarte la 4. 425. 1700 se împarte la 4? Da. 425. Face 425. Continuăm cu 2100. Deci toate numerele, atenție, toate numerele. Da. Toate numerele care se termină cu 20 ori la sfârșit se împarte la 4. Se împarte la 4. Toate? Toate, toate? Absolut. Păi uite, mai ții dat exemplu tu. Păi da, dar s-ar împărți 1400. 1400 la 4? Ia să vedem. 1400 împărțit la 4. Egal cu? Hai repede. Păi să vedem. 14 împărțit la 4. 3. 3. 3 ori 2, 3 ori 4, 12. 3 ori 4, 12. Și îmi rămâne 2. Și apoi avem 25. Și 0. Și 0 împărțit la 4. 350. 350. Deci toate care se termină cu 2 de 0 se împar la 4. Toate numerele care se termină cu 2 de 0 se împar la 4. Da, toate. Nu discutăm. Da, dar și la 2 se împar. Și la 2. Păi da, 2 incorporat în 4. Da? Deci toate numerele care se împar, da? Deci toate numerele care se termină cu 2 zerouri se împar toate la 2. La 4. Și acum vă întreb, toate se împar la 4. Vă întreb acum. Cât face 508? Dacă 508 se împarte la 4. 508. Da. Că dacă 500 s-a împărțit la 4, da. Profesor, 508. Mă numai și 8 se împarte la 4. Și 8 se împarte la 4. Vedeți? Da. Pe 508 îl scriu așa, egal cu 500. Da, plus 8. Plus 8. Și 504 se împarte. Și 500 a fost 4 ori 125.
Da? 4 la 125W. Și plus 2 ori 4. Și acum 4 se scoate în factor comun sau dacă vreți distributivitatea mulțirii față de adunare, proprietatea cunoscută, și vine 4 pe lângă, 125 cu 2, 127. 4 ori 127. Este rezultatul. Perfect. Ce am vrut să vă atrag atenția? Sper că vă prindeți la voi. Mi-a zis adineauri Daria, 508 am zis eu, tu ai zis 500 cât? 4. 504 se împarte, da, de acord. Da, și am mai zis 502. 502 nu. Nu se împarte. Dar de ce nu? Deoarece e mai mic ca 4. Păi 502 egal cu 500 plus 2. Și 2 nu se împarte la 4. Da. Asta e. Corect. Deci, asta ar însemna că numerele mai mari decât 4? Mai mari decât 4 și 506? Sau 506? Nu știu dacă 506 e asta. Dar dacă ar fi 505? Să ne oprim la 506. Nu. Nici 500. Dar de ce 506 nu? Pentru că este egal cu 500 care se împarte la 4 plus 6, iar 6... Nu se împarte exact. Nu se împarte la 4. E vine cu rest. Adică ar trebui să fie... Păi dacă, dacă îți vine cu rest, înseamnă că nu e... Ar trebui să fie numerele în genul 4 ori 1, 4 ori 2, 4 ori 3... Adică multiplu de 4. Da. Adică, concret, 4, 8, 12, 16, 20... Din 4 în 4. Din 4 în 4. Deci aici e șmecherea, am pus eu 32. Ia uitați-vă la ultimele 532. Două. Ia uitați-vă, domn profesor, cum se juca cu voi. Ultimele două cifre, nu conta în față ce era. Dacă se împărțeau ultimele două cifre la 4, înseamnă că numărul respectiv se împărțea la 4. Eu știam șmecheria că tot timpul se împarte. Ana, că 16 se împarte la 4. Și 32 se împarte la 4. Eu controlam atât. Da. Că nu mă interesa. A, deci pe dumneavoastră nu vă interesa practic nimic. Nu, nu mă interesa nimic ce pune în față. Puneați primele așa. Ce voiam, ce voiam eu? Și apoi aici controlam ultimele două cifre. Asta atunci e mult mai ușor. Și dacă ultimele două cifre se împart la 4, tot numărul respectiv se împarte la 4. La fel și la 5? Mai pe povestea, dar să punem chestia asta. Regulă. Regulă, da? Observație. Așa, să scoatem. Un număr se împarte la... Scrie un număr se împarte... S-au dus 40 de minute? Acum. Un număr se împarte la... 47. Să o dați. Da, nu dați observația asta? Da. Da. Un număr se împarte la 4 dacă ultimele două cifre se împarte exact la 4. Ultimele deci, două. Un număr se împarte la 4. Dacă da. ultimele două cifre, adică cifra 10-a unităților, da? Se împarte? Se împarte exact la 4. Băgați la cap, ar fi șmecherie. Da, da. Oprim deci, domn profesor, ora. Da, da.